Drobeta Turnu Severin. Dacă vrei să plătești la acest aparat, nu o să ai ocazia. Stimate domn, sunt corespondent ZTV. Da. De ce credeți că nu se poate plăti la acest bancomat? Nu știu, că plecare mai mult de o săptămână, adică nu merge. Și este normal ca să vă creeze disconfort? Nu, pentru că n-am unde să plătesc, nu știu unde să plătesc. Aici. Am să vă arăt eu unul unde se plătește. Veniți cu mine și vă arăt eu unde. Are, cred că mai mult de o săptămână, nu știu să zic așa. Cred că mai mult de o săptămână, că am văzut un coleg jurnalist tot din Mehedinț care a semnalat disconfortul în colț. Am să vă arăt. Și mai bine arătăm și severinienilor că politica nu se face chiar așa. Domnii de la poliția locală, dacă parchezi într-un loc nepermis doar câteva minute, 10 minute, nu au clemență să-ți deie un avertisment. Pac, amendă. Deci nu e ok ce se întâmplă. O am o altă înregistrare, o altă filmare acum făcută câteva minute în urmă. Și întreb pe un domn polițist să invoce legea, de ce nu dă avertisment? Și o zic că în ce calitate îl întreb eu. Deci dumnealui de la poliția locală, plătită din bani publici, nu cunoaște legile. În ce calitate? În calitate de cetățean, în primul rând. Nu avem ce le faci. Ba da, la vot avem ce să le facem. Uitați, vă arăt acum unde este. Ăsta-i. Puteți să plătiți pentru... Deci... Pentru jumătate de oră, o oră. Pentru jumătate de oră. Apăsați pe butonul verde. Sănătate. Sunteți severinean? Da. Mulțumesc. Sănătate. Deci, trebuie să ne deplasăm dintr-o parte în alta, întrucât aparatele nu funcționează corespunzător. Se pierde timp. Și de ce să pierzi timp? Pentru unii care nu-și fac treaba.